Alde Gorj reușește noi racolări. Ion Cojocaru și organizația liberală de la Motru a trecut oficial la formațiunea condusă de Dian Popescu. Senatorul anunță că în zilele următoare vor mai veni și alte persoane în partid. Copreședintele Alde Gorj, Dian Popescu, a fost cel care a anunțat venirea lui Cojocaru în partid. Organizația PNL Motru a trecut alături de Dobrică la Alde. Puteți să, după această conferință, puteți să luați legătura cu președintele, copreședintele PNL, vechiul președinte al Partidului Național Liberal, Cojocaru, și vă va confirma trecerea cu totul a organizației PNL Motru la ALDE, alături de domnul Dobrică Doru, alături de candidatul ALDE la primăria Motru. Popescu a mai precizat că ALDE își dorește postul de primar la Motru. Noi nu ne batem la Motru pentru viceprimar, ci ne batem la Motru pentru primar. Motru a fost un oraș și este un oraș important pentru județul Gorj. Ca atare, știți foarte bine și disputele care au fost pe candidatul la Motru, de aceea am și ales un om cu responsabilitate. Candidatul ALDE pentru primăria Motru este actualul viceprimar Tudor Dobrică.